Primarul din St. George's Bay, care candidează pentru un nou mandat, a susținut că nimeni nu are dreptul să-i spună cum să-și educe copiii. Mai mult, edilul acuză PSD că a publicat acum imaginile pentru a-l defăima în pragul alegerilor. Da, stimată doamnă, eu am filmat copilul, i-am trimis filmarea mamei petiței, da, fostei mele soții. Eram în stațiune de schi în Austria, fata ieșise din duș, n-a dezbrăcat-o nimeni. Nu cred că este un părinte care să-și certe copilul. Nimeni nu trebuie urmat exemplul meu, dar nici nu putem face la fiecare familie program cum să-și educe copii. Psihologii spun că abuzul asupra copiilor lasă traume, iar părinții trebuie să se dezobișnuiască de comportamentul abuziv pentru sănătatea psihică a copiilor lor. Tot ceea ce înseamnă abuz asupra unui copil nu înseamnă decât o patalama cu care copilul pleacă mai departe. Din nefericire, asistăm mai departe, știm bine, la un adult transformat care la rândul lui devine abuzator. Este înfiorător să credem copilul nostru este proprietatea noastră și avem dreptul să facem acea educație cum considerăm noi mai bine. Polițiștii fac o anchetă legată de scenele de violență, dar verifică și cum a ajuns înregistrarea video în spațiul public. Cum ajung niște imagini private dintr-un telefon mobil ale unei persoane în spațiul public? Este extrem, extrem de grav. Este o încălcare a unui drept fundamental al omului, dreptul la viață intimă. Riscă mai multe care au dat imagini în spațiu public. În imaginile ajunse pe internet, fata în vârstă de 14 ani era dezbrăcată, stătea cu mâinile deasupra capului și obligată să repete tot ce îi zice tatăl său, supărat că tânăra nu l-asculta.